Delta, Maica Sfântă se ruga și cu vocea ei duioasă către salcie grăia. Și cu vocea ei duioasă către salcie grăia. Dacă îmi cunoști durerea și de vrei să-mi o alin, dă-mi din ramurile tale o cunună fără spin. Dă-mi din ramurile tale o cunună fără spin. Fiul meu e întins pe cruce cu cununi de spin pe cap, și cu ea la el m-aș duce ca de chinul greu să-l scap. Și cu ea la el m-aș duce ca de chinul greu să-l scap. Atunci salcia miloasă crengile și le-a plecat, Maica împleti cu luna și s-a dus la Golgota. Maica împleti cu luna și s-a dus la Golgota. Dar iudeii n-o lăsară cu cunună fără spin, și vroiau ca el să moară însângerat și-n mare chin. Și vroiau ca el să moară însângerat și-n mare chin. De-atunci salcia pletoasă nu s-a mai înălțat în sus, și-a rămas așa plecată ca să-l plângă pe Iisus. Și-a rămas așa plecată ca să-l plângă pe Iisus. Artista de suflet a României, Mariana Anghel, mulțumim foarte mult, doamnă, v-aș invita să mai rămâneți câteva clipe alături de noi. Este practic cea mai neagră zi a creștinătății, ultima zi din viața lui Iisus, o melodie extrem de emoționantă din punctul meu de vedere. Cum ar trebui să fie omenirea astăzi? O, Doamne, o întrebare foarte grea, pentru că omenirea este, oamenii sunt foarte schimbători, sau oamenii se rup uneori de conexiunea cu Dumnezeu. Și iată, momentele acestea de post, momentele în care ar trebui să ne adunăm puțin în sufletele noastre, să fim mai curați, să fim mai curați și să pregătim învierea lui Iisus, că de fapt asta facem noi în perioada de post, încercăm să pregătim locșorul acela din suflet, locșorul ăla special unde învie Iisus în fiecare minut, în mod normal, că eu consider că învierea este pe tot parcursul anului, în fiecare clipă. Nu cred că este învierea lui Iisus doar o dată pe an, metaforic vorbind, pentru că sclipirea aceea divină există în noi în fiecare moment. Însă
Uitați cântecul pe care l-ați ascultat, la noi în Ardeal se numește Priceaznă și acest cântec și multe alte cântece de felul acesta se cântă la sfârșitul liturghiei în toate bisericile din Ardeal. Moment în care, atunci când preotul împărtășește sau când miruie creștinii din biserică, în strană, începe cineva să cânte priceznele și toată suflarea din biserică cântă alături de cântărețul bisericii. Este impresionant și uite că de 8 ani de zile am reușit să fac turneu cu aceste pricezne și am reușit să le fac cunoscute în toate zonele țării. Mă bucur din suflet că am avut alături de mine în acest proiect pe actorul Dorel Vișan și pe Maria Ploaie, colegul meu Ionuț Fulea, și chiar zilele trecute, de fapt ieri, am încheiat la Piatra Neamț turneu. Dar de ce v-a atras zona aceasta? Pentru că așa am crescut, adică mergând duminica la biserică, de mică am cântat aceste pricezne și mi s-a părut că este o latură a folclorului religios, că de fapt sunt niște creații religioase, niște creații care fac parte tot din folclor. Aceste cântări și de asta le-am format eu un fel de... Adică ca și cum ar face parte din folclorul religios. Nimeni n-a mai folosit aceasta. Le-ați compus? Nu sunt compuse de mine, dar ideea mea este că fac parte din folclor. Și cu ele am crescut, cu aceste cântări. Iar referitor la impactul pentru oameni, este foarte mare. Oamenii au o mare sete de Dumnezeu și oamenii au nevoie de Dumnezeu, iar aceste cântări sau rugăciuni cântate, pot să le spun chiar așa, aceste rugăciuni cântate sunt așa, ajung foarte ușor la sufletul omului și îl ajută să se pregătească mai ușor sau să îl simtă mai ușor pe Dumnezeu sau, nu știu, e ca o punte. Și atunci vă invit din nou să ne cântați următoarea melodie pe care dumneavoastră ați pregătit-o? Da, următoarea melodie chiar este compusă de mine. Vă invit să veniți mai aproape de mine, vă rog. Da. Creștini din lumea întreagă, ce trăim întru Hristos, pelerini suntem în viață, să o trăim cu folos. Doamne, la Tine iar vin, cu lacrimi și cu suspin, și plec fruntea la pământ, la Maică sfântă și curată, dă-mi blagoslovirea Ta, să ajung în Țara Sfântă, pe-al Tău Fiu să-L pot vedea. Doamne, la Tine iar vin, cu lacrimi și cu suspin, și Steaua mă călăuzește, în viflaima am ajuns, și sărut, Doamne, pământul, locul unde Te-ai născut. Doamne, la Tine iar vin, cu lacrimi și cu suspin, și grădina Ghețimani, Te zăresc, Doamne, pe Tine, ești cu ochii lăcrimați și Te rogi iar pentru mine. Doamne, la
cruci îl fac cu tine, plâng și mă opresc mereu, îți simt chinul și durerea, Doamne, cât ți-a fost de greu. Doamne, la tine iar vin cu lacrimi și cu suspin și Doamne, ți-am mărturisit și cel mai mărunt păcat, pe Golgota crucii tale însuți tu mi l-ai iertat. Doamne, la tine iar vin cu lacrimi și cu suspin și și plec fruntea la pământ, la mormântul tău cel sfânt. Da, mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru aceste momente absolut emoționante, doamna Mariana Anghel. Mare drag și sărbători frumoase tuturor creștinilor, tuturor românilor, oriunde s-ar afla în această lume. Sărbătorii liniștite le dorim și noi tuturor.